Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial inserarea unui cod QR într-o prezentare. Mai întâi deschidem prezentarea noastră și vedem unde vrem ca să inserăm codul QR. Știm că sunt diferite aplicații prin care să generăm QR cod din diferite linkuri. Dar de asemenea, sunt aplicații ca Learning Apps care ne oferă codul QR după ce salvăm joculețul sau aplicația pe care noi am realizat-o. Și după cum puteți vedea, acum eu sunt pe Learning Apps. Acesta este un joculeț, iar în partea dreaptă jos vedem că scrie QR code. Aici trebuie să dăm click. Și ne-a apărut codul QR și ne zice scanează simplu cu un smartphone pentru a ajunge la acest learning app. Apăsăm click dreapta, copiază imaginea. Apoi ne întoarcem la prezentarea noastră și noi, de exemplu, am făcut acest joculeț pentru a face recapitulare la pilda talanților. Apăsăm click dreapta și vedem că codul QR a fost adăugat. Putem să-l, după cum puteți vedea, îl putem mări, micșora codul QR și îl lăsăm în prezentare. Dacă am scana acum cu telefonul mobil acest cod QR, am intra direct aici și vom putea rezolva online acest joculeț. Dăm F5 și vedem toată prezentarea noastră. Și vedem aici să recapitulăm. Putem da click pe link sau dacă avem un smartphone, scanăm codul QR și avem din nou acel joculeț. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.